În cursul lunii aprilie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava a desfășurat 246 de controle soldate cu 113 amenzi în valoare de peste 165.000 de lei. Totodată s-au înregistrat 112 reclamații. Toate acțiunile de control s-au desfășurat pentru cercetarea reclamațiilor și efectuarea tematicilor naționale și regionale. Prima acțiune de control din luna aprilie a vizat respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor specifice sărbătorilor pascale. Au fost efectuate 76 acțiuni de control în 32 de cazuri, aplicându-se amenzi în valoare de 53.600 lei ca deficiențe constatate. Dintre deficiențe, produse expirate, produse neetichetate sau a cărui etichetă nu respectă prevederile legale în vigoare, neindicarea pe produs a producătorului sau importatorului, lipsă prețuri în unele cazuri sau prețuri afișate incorrect, alambicate. Cea de-a doua tematică de control a urmărit respectarea prevederilor legale privind comercializarea produselor în supermarketuri. S-au efectuat 6 acțiuni de control, s-au aplicat 6 amenzi în valoare de 32.000 lei și s-au oprit de la comercializare produse în valoare de aproximativ 4.200 lei. Nu au lipsit nici neregulile. Nerespectare condiției de depozitare, una dintre abateri, în special la legumii, fructe, și nerespectarea la un alt lanț de supermarket, nerespectarea prevederilor legale în cazul promoțiilor și vânzărilor cu preț redus în ceea ce privește informarea consumatorilor. Adică ei au niște produse acolo care spun 1 plus 1 gratis, dar nu le au și produsele singular, pentru ca să poți să faci o comparație dacă produsul respectiv este gratis. Nu mă ajută sau n-ajută cu nimic lucrul ăsta când spui 1 plus 1 gratis. Trebuie să existe un produs singular din fiecare, încât într-adevăr să poți să faci o comparație, să vezi dacă este adevărat că cel de-al doilea produs este gratis. Și nu în ultimul rând, ultima tematică de control a vizat respectarea prevederilor legale la serviciurile auto cu identificarea pieselor contrafăcute. În acest caz, la piese contrafăcute n-am avut, n-au fost cazuri din punctul nostru de vedere. S-au efectuat 24 de acțiuni de control, aplicându-se 10 amenzi în valoare de 15.400 de lei și s-au oprit la comercializare produse în valoare de aproape 1.100 de lei, 1.099,42. Asta reprezentând uleiuri de motor expirate. O altă deficiență care se mai întâlnește la servisuri, neindicarea corectă a tarifelor de servis, ceea ce vizează operațiile pe care le efectuează.